și eu din sufletul meu și pentru onoarea și bucuria pe care mi-o faceți și vă reamintesc că ne-am întâlnit anul trecut exact în acest loc sau în acest târg, nu mai știu, la lansarea unor amintiri superbe ale Anei Crețulescu la Hovare. Ce n-am spus atunci la lansare, cred că am spus aici, în carte. Și oricum, văd multe ființe, figuri care au fost de față și atunci și nu întructuresc decât la toamnă, la Gaudeamus, să puteți să fiți aici la lansarea celei de-a doua și a treia părți a acestei cărți, textele deja există, care se cheamă fie ieșirea prin acoperiș, deci din pod mai sus, fie ucenicie, boierie, filocalie. Am un început și jocuboț și unul patetic. Mă gândeam astăzi să vă rog să optați dumneavoastră până când m-am convins să le spun pe amândouă. Începutul jocuboț era că mi-am dat seama că dacă această carte apărea acum 70 de ani, când ar fi fost receptată de Nicolae Moraru, Wittner, Paul Cerjescu, Crocmălicianu sau Radu Pop, pe scurt, am vreo 20 de ani de închisoare. Chiar dacă pun un singur an pentru un singur cap de acuzare, aici aveți paseism, evazionism, estetism, tradiționalism, un autor care se prosternează neravurilor burghezo moșerii noastre, un paseist și un arheofil. Mi-a convenit arheofil pentru că sună mai isteț decât paseist. Eu citesc cu drag Alexandru Paleologu care spune: eu știu că paseismul are o presă rea. Astăzi suntem reacționari, pierduți în vremele de altă dată, tombatere, conservatori. Nu. Dar asta nu înseamnă că trecutul nu este acoperirea în aura banilor de hârtie mototoliți pe astăzi. Așa că mă gândeam că ar fi fost bine dacă eram arestat măcar un an, pentru că la ritmul creativității penitenciare de la noi, în anul ăsta sper că cu ajutorul celor îndreptățiți mi-aș fi dat și doctoratul, aș încheia și cartea de către corespondența lui Elia de așa. Nu mi-a rămas decât să vă spun patetic că această carte se datorează pe de o parte răului, bolii, pe de altă parte unui ajutor prietenesc spândit. Deci în acești 2 ani de imobilizare fizică am avut direct proporțional o forfătă cognitivă suspectă, pe proprietă nebunie. Psihologii mi-au spus că trebuie ori să schimb meseria, ori orașul, ori țara, sau să mă gândesc la ce am reușit în viață ca să pot să merg iarăși, sau să-mi iau un tebușel pe care să-l popularizez intens. Ce alt tebușel să iau în epoca noastră, dacă nu trecutul? Fie epoca lui Carol I, fie lui Carol al II-lea, fie mai departe epoca regelui Ferdinand, a reginei Maria lui Barbu Stârbei și a lui Ionel Brăstitian. Așa că am răvășit biblioteca după cărțile care evocau neocanii familiei Pilat, Florica Brătienilor, Leordigenii Anei Crețulescu la Hăzărarii, locul în care, cum spune Ana noastră, niciodată fiii nu se așezau
una misa de celda, lo traemos desde la oscuridad y la más. Mi cojón, de la evolución, lo traemos malas, hay que tener más de gato, se me remueve el Condono de Chapo Trono, Panica Luca, al tres cosas al todo, se sacó la luna, luego, se duerce, quince, ya de toda la corta vida, de la parte de mi vida. Esa lucha a Chaste, carte este otro fel, al que mía, su creencia lo muere, se lo junta sin de todavía, en la gota entre cardiologia, neurologia, pneumologia, kinetoterapia, remeneusitate celelalte, la sângă, 1500 de litri de sânge în pentru bătăi, mă gândeam exact la bunul sânge de altă dată, la bună cuvință, punctualitatea, loialitatea, fidelitatea, onoarea, cultul de datorii, bogoia de a munci, caritatea și toată frumusețea vieții de altă dată. În acest timp am dat de esterele lui Virgil Memoianu, care își propune minte de că într-o epocă de secularizare și desacralizare trebuie să căutăm frumusețea care ia locul lui Dumnezeu, și am dat-o Paul Gerasim, care îi spune că noi cei din prolog cu grup de pictori creștini, ortodoxi, noi vedem lumea prin icoana lui Iisus. Iisus este rama prin care vedem absolut orice. Natura, frumusețea vegetală, animală, umană, și că nu e nicio nu e lucru rău să compari chipul îngerului lui din bunăvestirea lui lui David Vinci cu un mers de adolescente de astăzi sau cu un scriptul de la Atos. Și după ce am citit la Gabriel Vinceanu o analiză frumuseții care va mântui lumea, am dat de una la fel la Costian Nicolescu în Restrângerea lui, unde citează pe Părintele Dumitru Fecioru, care traduce pe părinții Capadocieni, la care calos binele e una cu frumosul. Astfel încât frumusețea ține loc și de bine și de adevăr, încât acuzația de estetism, de viziune estetizantă, mi se pare că este o cauționare a necredincioșiei mele și că pe calea admirării frumuseții, indiferent în ce loc și în ce epocă și mai ales în trecut, pot să-ți mai spun din păcate. Așa că în cazul meu, cum ar zice amatorii de lozinci de astăzi, hemiplegia o trebuiește bucurie. În același timp m-am apropiat de corespondența lui Tonița Palagi, de pictura lui Baba, de Amande, Ciucurencu, de Ioan Andreescu și am ajuns să respect la fel de mult ca pe Regina Maria, un om care îmbina calofilia cu filocalia Cornelia Pipilat, de care m-am îndrăgostit între timp, la fel ca și de soțul ei, Timu, ca și de Pia Pilat și pe părintele lor, Ion, încât să data aștept să-i dedic o carte Monica Pilat, care nu degeaba când vorbește, parcă se roagă la altar.
Entre Monterrey, tomado Nuevo York, existe con San Andrés, Fleshman, Design, Existencial, Polymer, Eco Chapuza. Dentro da Chapuz, creio que sinto reacional, creio que sinto um detrato, creio que sinto meu povai, que é atingindo-me sacar o rei, pode ter ele ser que sem meu povo, no grau saúde de estimbar um limite de terra, pix como lá no cara, se vestindo em tazê, porque sendo passeista, un panero de pajares de Bacará, que se espanta que continúe se cree por más de parte que la teoría gais de Cumbiaspes y par con pajar saltó, y este se termina y vino de tipo. Siempre en ti se espalda sobre. No bucur de español de citas este único paso de de anos não me reuxite se aqui em anos pífos, armas que torno com aqui ancorar-se em tipo de repito, dar em inglês e se vos pinto, toque a se não há de mastes, se deseste, previm peste jams e peste garbla, assist, vexim, ele tardim, boeria de alta dificuldade. Ucenicia, cum secedenie, bonomia, cum fidelitatea, solidaritatea, tot ce nu avem sau tot ce ne dezbună astăzi pe ei îi aliau. Trecutul simt că poate fi un liantum, catalizatorum, coagulant minunat. Și întrezbânt să adaugă exasperarea din cauza fizică care m-a pus să încălpesc această parte, este într-un fel rudă cu exasperarea care l-a făcut pe fata Levi să ajungă în para Titis, iar acum odată cu oamenii lui în curva Tolului, care l-a făcut pe Gabriel Liceanu să așteaptă altă umanitate, deci una pe peste alta, virtuțile terapeutice ale reflecției rămân. Oricât mi-ar spune fost mod termică, ancorarea de trecut este un semn de senilizare sau de demență precoce. Ne asumăm acest lucru în numele celor sărași cu lucru care rămân mai fericiți decât cei care astăzi trec pe lângă biserică și spune părinții. Vă aștept deci, mulțumim foarte mult editorii Comunitasului Gabrielului, Lezeanu și Lidiei Bărbădea, mai am să-i mulțumesc din suflet Teodorei Stanciu, prietenă veche de 40 de ani cu colegii de facultate care ca să mă stimuleze într-un fel anul trecut în vară mi-a oferit o rubrică de un sport de ceas la revista ei culturală de la Radio Trinitas în cadrul care am citit textele câte aici. Așa că e tot o carte de strânsură pe care o adaug pe carte din suflet pentru suflete. Mulțumesc foarte mult încă o dată și înainte să vă prezint pe minunata Ioana Părgulescu, să vă mai spun că ea a fost bubănacul decisiv când eu împlângeam tătămâle că puteam să rămân ori mult, puteam să fiu tetra plegic în loc de hemi cu plegic. Ea a avut aproape un strigăt, dar putem citi, îți dai seama, putem citi pe mai
de partea asta era făcut cât un manual de stoicism și de bună resemnare și mi-am dat seama dintr-o dată că Aristotel a avut dreptate și aici când a spus fericirea nu este atât prezența plăcerii cât absența suferinței și că mai bine să mă bucur de ce am avut decât să regret ce nu am avut. Așa că din eticism m-am dat un esteticism, un marcionism nu am ajuns. Ioana, te rog foarte mult.